Vreau acum să vă rog pe cei ce aveți scripturile să le deschidem împreună în Evanghelia după Matei, capitolul 25. Vom asculta pentru seara aceasta. S-a citit la timpul de rugăciune pilda polilor. Vom asculta în același context pilda talanților. Vă invit să vă ridicați cinstind al Domnului cuvânt. Matei, capitolul 25, de la versetul 14. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui, și-a plecat. Îndată cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus, de-a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ, iată și este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: rob viclean și leneș, ai știut că seceri de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, a zis Iisus. Vă mulțumesc, vă rog să vă reașezați. Frați și surori, dragi tineri, iubiți copii, după momentele sublime ce le-am avut până acum în rugăciune și în cântare, vă îndemn pe toți cei prezenți să continuăm în seara aceasta cu bucurie să slăvim pe Dumnezeu Tatăl din Cer, care este și Tatăl nostru. Să continuăm împreună să îl slăvim pe Domnul Iisus Hristos, care s-a jertfit la Golgota, care a fost așezat într-un mormânt, dar n-a rămas acolo. A treia zi după Scripturii a înviat dintre cei morți și nu mai moare niciodată. Și vrem împreună să onorăm pe Duhul Sfânt, care ne cercetează inimile. Amin. Mă bucur să vă reîntâlnesc, să fiu la părtășia din această seară. Vreau să vă aduc și salutul Bisericii Pentecostale Elim din Șcheia, Suceava.
salut ce-l avem din cartea profetului Mica, din capitolul 4, versetul 5, un cuvânt care ne spune așa: pe când toate popoarele umblă fiecare în numele Dumnezeului său, noi vom umbla în numele Domnului Dumnezeului nostru totdeauna și în veci de veci. Amin. Mă bucur de frații slujitori, mă bucur că l-am cunoscut pe fratele păstor Ovidiu, Domnul să-l binecuvinteze pe el și familia și lucrarea la care Dumnezeu l-a chemat. Dar mă bucur să reîntâlnesc și prieteni vechi cu care ne-am întâlnit în repetate rânduri în lucrare, fratele Mihai, frații păstori, fratele Costică Lupancu, Domnul să binecuvinteze pe fratele Sav. Am fost în lucrare în Biserica Betania cu fratele Daniel Crișan, care m-a însoțit în lucrare și în locul acesta. Suntem găzduiți la familia Bârsan, care este apropiată familiei noastre, fratele Costel și sora Lia. Dumnezeu să îi binecuvinteze pe ei și pe toți cei prezenți aici. Amin. Așa cum spuneam, am ascultat la timpul de rugăciune pilda polilor și m-am gândit să rămânem în același context. În felul acesta am ales să citesc pilda talanților. Aceste pilde, dragii mei, vizează cel mai important eveniment din istoria acestui univers. Evenimentul revenirii Domnului Iisus Hristos pe norii cerului. Și pentru momentul acela noi trebuie să ne pregătim. Doamne, ajută-ne! Ați observat că Domnul Iisus de multe ori a vorbit prin pilde să fie mai bine înțeles. Până vom intra în subiectul din această seară și vom privi la ceea ce vrea să ne spună această pildă, aș vrea mai întâi să definim termenul acesta. Ce înseamnă o pildă? Termenul acesta vine din originalul parabolos, care înseamnă a așeza un lucru în fața altui lucru pentru a le compara. Asta este o pildă. A așeza un lucru în fața altui lucru pentru a le compara. Când Domnul a transmis mesaje prin pilde, a luat exemple din lumea terestră, din lumea materială, ca să scoată în evidență adevăruri eterne. Exemple din lumea materială pentru a scoate în evidență adevăruri eterne. Pilda aceasta, dragii mei, ne învață pe toți cei prezenți aici că noi trebuie să lucrăm pentru stăpânul până când el va veni. Amin. Venirea lui să ne găsească lucrând. Venirea lui să ne găsească investind pentru el. De aceea mesajul din această seară aș vrea să-l intitulez așa: o investiție pentru eternitate. O investiție pentru eternitate. Câteva adevăruri ce trebuie să le înțelegem despre această investiție, pentru ca viața ce o trăim aici să fie trăită cu folos. Și când se va întoarce stăpânul, să ne răsplătească pentru ce am lucrat. Amin. Dragii mei, primul adevăr ce vreau să-l spun din pilda aceasta, referitor la această investiție, în primul rând, este o investiție primită. C-
când noi lucrăm pentru stăpân, vă rog, nu uitați, noi lucrăm cu ce am primit de la el. Să nu spune nimeni de aici că n-a primit nimic de la stăpân. Fiecare dintre noi am primit de la stăpân ceva, am primit o valoare, am primit un talent și trebuie să lucrăm pentru stăpân. Acum uitați-vă, fiecare rob a primit ceva. E adevărat, un rob a primit 5 talanți, o valoare mai mare. Un alt rob a primit 2 talanți. Și ați văzut, un alt rob, cel care n-a lucrat, pe care îl vom aminti puțin mai târziu, a primit doar un talent. Acum ascultați-mă, dragii mei, când stăpânul se va întoarce, el vrea să verifice ce ai lucrat cu ce ai primit. Vreau să spun în seara aceasta în biserica Golgota că noi am primit din partea lui Dumnezeu o carte de vizită pe care scrie lucrătorii împreună cu Dumnezeu. Dacă te-a chemat la mântuire, te-a chemat să și lucrezi în via lui. Permiteți-mi să aduc în atenție în seara aceasta un verset pe care apostolul Pavel îl spunea către biserica din Corint. Ascultați, a doua Corinteni, capitolul 6, vom lua versetul 1. Ascultați ce scrie aici. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, auziți, împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Unii nu lucrează motivând așa. Eu n-am primit, frate, nimic de la Domnul. Eu nu am voce să cânt, n-am o memorie să învăț poezii, să recit. N-am un talent deosebit. Ce să fac eu în biserică dacă Domnul mie nu mi-a dat nimic? Acum ascultați-mă, dragii mei, când Dumnezeu l-a trimis pe Gedeon, haideți să luăm lecția asta de viață pentru noi, l-a trimis să meargă în luptă cu puterea pe care o avea el. Trebuie să te duci la lucru cu ce ai primit tu. Nu va cere Domnul să produci același volum de lucru dacă ai primit un talent ca și cel care a primit 5. Dar dacă ai primit un talent, lucrează cu talentul acela. Dacă o să întrebe cineva în seara asta, bine, dar ce înseamnă talentul ăsta? Talentul e o valoare ce am primit-o din partea lui Dumnezeu. Este viața ta cu toate oportunitățile pe care le-ai primit. Viață, sănătate, talente înnăscute, daruri pe care Dumnezeu ți le-a dat. Lucrează pentru stăpân cât este ziua. Doamne ajută, amin. Uitați-vă ce spune în Judecătorii, capitolul 6, când Domnul a chemat în lucrare pe Gedeon. El s-a văzut neînsemnat ca să facă lucrarea lui Dumnezeu și uitați-vă ce scrie Judecătorii, capitolul 6, de la versetul 12, citim așa. Îngerul Domnului i s-a arătat și i-a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Ar fi zis Gedeon, ce viteaz? Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun, nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Și acum urmăriți versetul 14, pentru că ține de tema din seara asta. Domnul s-a uitat la el. Încercați în această seară să aplicați versetul acesta în dreptul vostru, în dreptul familiei voastre. Domnul se uită la voi, se uită la noi în ziara asta și ar vrea să ne spună cum i-a zis lui Gedeon și i-a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai
Du-te cu puterea pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Dacă ai primit din partea lui Dumnezeu o valoare, fii gata să investești pentru stăpân, pentru că el are o zi când se întoarce, slăvită să fie revenirea lui. Când vorbim despre investiția pentru eternitate, aș vrea să rețineți adevărul acesta. Este o investiție primită. Fiecare rob a lucrat pentru stăpân cu ceea ce a primit. Ai primit 5 talanți, ai primit 2 talanți sau ai primit un singur talent. Fii gata să lucrezi pentru stăpân cu ceea ce ai primit. Poate în această seară te întreb, dar eu ce am primit? Știți ce am observat în Scriptură? Am observat în Scriptură persoane care au primit puțin, dar care au fost gata să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. Era Iisus la Marea Tiberiadei și a vrut să facă acolo o minune și resursele pe care le aveau ucenicii erau prea puține să hrănească acea mulțime de oameni. Dar cineva a sesizat că în mulțime era un băiețel. Nu-i știm familia, nu-i știm vârsta, zice Biblia, este aici un băiețel. El avea ceva, dar n-avea mult. Păi dacă avea 5 pâini de orz și 2 pești, asta înseamnă că nu era bogat. Dar a fost gata să îi le dea lui Iisus. Eu vă întreb, a greșit? S-a hrănit mulțimea aceea de oameni, s-a hrănit și el. Când ești gata să lucrezi pentru Domnul, sigur vei fi binecuvântat. Amin. Vine Domnul la Marea Tiberiadei, la lacul Genezaret, e pe țărmul mării, vede 2 corăbii, una era a lui Simon Petru și vrea să urce în corabia lui. O zis Simon, vreau corabia. Dar ce vrei să faci cu ea, Doamne? Vreau să fac din ea amvon. A urcat în ea și a predicat noroadelor. Putea să zică Simon, Doamne, corabia nu-i pentru a predica. Corabia are o altă utilizare. Noi o folosim aici pentru pescuit. Tu vrei să folosești corabia pentru predică? Ce bine este atunci când ascultăm de Domnul. După ce a predicat noroadelor că prioritate mai întâi are sufletul și apoi trupul, o zis acum, depărtați-vă de țărm pentru pescuire. Corabia aceea s-a umplut cu pești. Și tovarășii lor de călătorie care au falimentat în noaptea aceea au fost binecuvântați și ei. Doamne, ajută-ne să lucrăm pentru Tine. Dar am citit în Scriptură despre o ucenică pe nume Tabita Dorca. Asta n-a avut poate nicio corabie. A avut doar un ac. A făcut milostenii și fapte bune. Și într-o zi Tabita a murit. Este chemat Petru să vină în Iope împreună cu cei ce îl însoțeau și văduvele au venit să aducă hainele și să arate ce a făcut Tabita pe când trăia. Când ești gata să lucrezi pentru Domnul, Dumnezeu este Cel ce binecuvintează lucrarea ce o faci pentru El, slăvit să fie Domnul. O investiție pentru eternitate, în primul rând, e o investiție primită. Frați și surori, tineri dragi, ce facem noi, ce lucrăm noi, este de fapt ce facem cu ce am primit de la El. N-ați vrea în seara asta să spunem, mulțumim, Doamne, pentru tot ce ne-ai dat. Sau se crede cineva proprietar? Dacă ai o voce bună, este darul lui Dumnezeu, laudă-L pe stăpân. Dacă ai o memorie și poți să recizi versuri, laudă-L pe stăpân. Dacă Domnul ți-a descoperit cartea, Evanghelia, predică și înalță-L pe stăpân. Pentru că la întoarcere îți va răsplăti, lăudat să fie Domnul. O investiție pentru eternitate, rețineți, este o investiție primită. Noi lucrăm cu ce am primit de la stăpân. Toți de aici am primit o valoare de la stăpân. Vreau să vă aduc în atenție un verset pe care Pavel
Îl spune tot către biserica din Corint, de data aceasta citesc din 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 7, care ne spune așa: căci cine te face deosebit? Atenție să nu atragem nimic spre noi, totul să fie spre gloria Lui cu ce am primit. Că cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, că talentul l-ai primit, și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai primit? De ce te faci proprietar pe el? Ai primit de la stăpân o valoare, ai primit de la stăpân un talent, pune talentul în negoț, lucrează pentru el, că se întoarce să-ți răsplătească într-o zi, mărire lui. Al doilea adevăr, despre investiția aceasta pentru eternitate, aș vrea să-l spunem în seara aceasta, după ce am învățat că e o investiție primită, în al doilea rând este o investiție profitabilă. Nu vi se pare interesant ce spune pilda? Fiecare rob care a lucrat pentru stăpân a câștigat. Și nu numai că a câștigat, a câștigat 100%. Cel care a primit 5 talanți a câștigat cu el alți 5. Cel care a primit 2 talanți a lucrat pentru stăpân și a câștigat alți 2 talanți. Cel ce a primit 1 n-a câștigat nimic. Ba mi se pare că a pierdut tot. Nu-i așa că apare întrebarea de ce? Lui a fost teamă să nu piardă. Cel ce a primit un talent n-a lucrat pentru stăpân deloc. Dacă lucrezi pentru stăpân, ascultați-mă, tineri dragi, cei care veniți la repetiție de fanfară, la repetiție de cor, grupele de tineri care v-ați sacrificat pentru lucrarea lui Dumnezeu, dacă lucrați pentru stăpân și vă consumați timpul pentru stăpân, cu stăpânul câștigi 100%. Dar atenție, dacă nu lucrezi pentru stăpân, nu poți ocupa o poziție de mijloc, te dai celuilalt stăpân. Nu vi se pare că și cel care a primit un talent a lucrat? Încă a lucrat și mai greu, se pare că a lucrat cu brațele. Uitați-vă ce face. Haideți să revenim la pildă. Matei 25, versetul 24 ne spune așa: cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, nu mai vedeți că nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra. Cel ce face voia stăpânului, cel ce lucrează pentru stăpân, că s-ar putea să zici Doamne, dar să nu fie Doamne pentru tine. Dacă nu-l asculți pe stăpân și nu lucrezi pentru stăpân și faci ce vrei tu. Omul acesta n-a lucrat pentru stăpân, n-a lucrat pentru ce a vrut stăpânul, pentru interesul stăpânului. Uitați-vă ce face. Zice: Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat, dar a primit și el ceva. Și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă. Dar ce teamă? Păi mi-a fost teamă să nu pierd. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată ce este al tău. Ce ai făcut? Ți-am ascuns talentul în pământ. Vi-l imaginați cum lucra? A luat talentul, a săpat o groapă, probabil adâncă, a folosit unelte, a transpirat, a obosit, l-a băgat acolo în groapă, l-a astupat, probabil l-a și păzit. Să nu-l ia cineva. Ascultați-mă, dragii mei, când lucrezi pentru stăpânitorul lumii acesteia și când lucrezi pentru pământ și când îngrop ce ai primit valoros de la Dumnezeu în pământ, când vine stăpânul, va urma pedeapsa și rușinea. Când se întoarce stăpânul, va urma pedeapsa și rușinea. Ascultați-mă, dragii mei,
Oamenii care nu lucrează pentru stăpânul Iisus și lucrează pentru lumea și pământul ăsta sunt mai obosiți și mai flămânzi. Dacă tot ne-a chemat în ogorul său, haide să lucrăm pentru stăpân, Doamne ajută-ne! Și cei care v-ați angajat să lucrați pentru stăpân și când ieșiți de aici, lucrați pentru stăpân, Dumnezeu să vă ajute. Și la locul de muncă să-L înălțăm pe stăpân. Și când suntem în trafic să-L înălțăm pe stăpân. Și când suntem la școală și când suntem la facultate să-L înălțăm pe stăpân, ajută-ne, Doamne! Dacă nu, uitați-vă, urmează pedeapsa și rușinea. Omul acesta a îngropat în pământ, a vrut să acopere, să astupe tot ce a primit valoros. Dumnezeu să se îndure de fiecare dintre noi. Cât este ziua, trebuie să lucrăm. Vine noaptea că nimeni nu va mai putea lucra. Dacă mai este ziua, să lucrăm cu spor în ogorul lui, să ne ajute Dumnezeu. Amin. O investiție pentru eternitate e o investiție primită. Vă rog, rețineți. Când lucrăm pentru stăpân, noi lucrăm cu ce am primit. Nimeni să nu zică, n-am primit nimic de la stăpân. Ai primit viața cu toate valorile ei. Lucrează pentru el. Amin. Investiția pentru eternitate e o investiție profitabilă. Când lucrezi pentru stăpân, întotdeauna ai câștig, că cine vrea să-și consume viața, oricum se consumă viața, oricum se consumă viața, dar cine își consumă viața pentru stăpân, va câștiga și va fi răsplătit. Cine lucrează pentru celălalt stăpân, la urmă e rușine și pedeapsă. Dumnezeu să se îndure de noi. Al treilea adevăr, când vorbim despre o investiție pentru eternitate, aș vrea să înțelegem că este o investiție scadentă. Este o dată, este un timp când stăpânul care a plecat în țara îndepărtată se întoarce și ne întreabă ce am făcut cu viața ce am primit-o și cu tot ce ne-a dat. Credeți că vine o dată scadentă? Unii își permit să trăiască o viață amestecată de păcat pentru că nu mai cred că există o dată scadentă. Când trebuie să răspunzi ce ai făcut cu ce ai primit de la stăpân. Frați și surori, tineri dragi, nu ne-a dat Dumnezeu o viață să ne batem joc de ea. Nu ne-a dat Dumnezeu o tinerețe să ne batem joc de ea. Urmează o dată scadentă. Uitați-vă ce ne spune pilda. Revenim la pilda citită, Matei 25. Este o dată scadentă și aș vrea să aduc în atenție versetul 19. După multă vreme, semnele pe care Dumnezeu ni le dă în perioada aceasta ne arată că momentul întoarcerii stăpânului este aproape. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Cum ți-ai consumat viața? Ce ai făcut cu viața ta? Sau ce ai făcut cu ce ai primit de la Dumnezeu? Ești părinte? Ești soț? Ești soție? Te va întreba stăpânul la final, ce ai făcut cu ce ai primit valoros? Ai primit un soț, o soție? Ai copii pe care ți-a dat Dumnezeu? Ce ai făcut cu ei? Ascultă-mă bine, dragul meu, poți să-ți conduci familia fie la granițele împărăției lui Dumnezeu, fie îți poți conduce familia la granițele iadului. Depinde ce exemplu dai în familia ta. Copiii ne calcă pe urme, stimați părinți. Băieții sunt cu ochii pe voi, stimați tați, și se uită să vadă ce lucrați pentru stăpân. Să nu fim oameni duplicitari, să nu fim una în biserică și alta acasă și alta afară. Să ne dea Domnul inimi sincere, să lucrăm cu sinceritate pentru Domnul. Mă gândesc în această seară la familia lui Acan. Ce dură a fost pedeapsa din partea lui Dumnezeu pentru că și-a permis Acan, a căzut sorțul pe familia lui, să ia lucrurile date spre nimicire. Și ordinul din partea lui Iosua a fost foarte clar.
Acan și familia lui, copiii lui și tot ce este a lui Acan să fie omorâți cu pietre și la urmă să fie arși. Când am citit textul acesta, știți la ce m-am gândit? Oare ce-o fi zis copiii tatălui? Tată, asta e țara pe care ne-ai promis-o tu, pe care a promis-o Dumnezeu? Ne vorbești de ani de zile că ne duce Dumnezeu într-o țară unde curge lapte și miere și noi murim aici într-un mod dramatic? Atenție, dragii mei, ne-a chemat stăpânul să lucrăm pentru el. Atenție ce lucrăm, viața oricum se consumă. Săptămânile trec, anii se duc, noi mergem pe drumul pe care se duc toți muritorii, ne-a chemat stăpânul să lucrăm pentru el că există o dată scadentă. Te va întreba stăpânul, ce ai făcut din soția ta, ce ai făcut din soțul tău, ce ai făcut din copiii tăi, din cei care au călcat pe urmele tale. Doamne, ajută-ne pe toți să lucrăm pentru tine și când tu vei veni să avem parte de bucuria sfinților în lumină. Așa să ne ajute Dumnezeu, așa să ne ajute Dumnezeu. Nu știu ce ai făcut până în seara aceasta, ai lucrat pentru stăpân, te-ai interesat să pui deoparte pentru stăpân din timpul tău, din viața ta, din abilitățile tale sau nu te-ai interesat nimic. Ascultă-mă, dragul meu, vine o dată scadentă, când Dumnezeu va face o repartizare corectă. Dați-mi voie să vă aduc în atenție ce spune profetul Maliahi, ultimul profet al Vechiului Testament, după ce a vorbit profetul acesta, a fost o tăcere lungă în națiunea lui Israel. Dar ascultați ce spune Scriptura, Maliahi, capitolul 3, de la versetul 16. La data scadentă, stăpânul va lucra foarte corect și drept. Uitați-vă ce scrie aici. Atunci, și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Și dacă avem impresia că totul se pierde în neant, în univers, că Dumnezeu nu ține cont de ce facem noi aici jos, uitați ce scrie. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Parafrazăm, pentru cei ce lucrează pentru stăpân. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor. Îmi vor fi o comoară deosebită, auziți, în ziua pe care o pregătesc eu, voi avea milă de ei cum are milă un om de fiul său care îi slujește, că asta e tema din această seară. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu îi slujește. Acum atenție, dragii mei, depinde ce slujire facem. E o carte de aducere aminte și acolo se scrie tot. Credeți în seara aceasta cei ce mă ascultați că El știe tot despre noi? Știe când stăm jos și când ne ridicăm? Credeți că în seara asta de departe ne pătrunde gândul? Doamne, dă-ne gânduri curate tuturor! Dă-ne fapte curate tuturor! Pentru că ascultați-mă, dragi tineri, noi suntem produsul a ceea ce gândim, ce pui în mintea ta, aceea va rodi, aceea va da afară, aceea va trece în acțiune. Nu uitați că vine o dată scadentă când fiecare va răspunde de ce a făcut aici. De gândurile lui, de faptele lui, de umblările lui, de modul cum te-ai raportat la Dumnezeu și la semeni. De modul cum ne-am raportat la stăpân. Domnul ne-a adunat în această seară să ne mai amintească o dată că noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Amin.
Avem o carte de vizită pe care scrie lucrători împreună cu Dumnezeu. Suntem chemați să facem o investiție pentru eternitate. Să nu uităm aceste adevăruri. Este o investiție primită. E posibil să lucrăm pentru stăpân pentru că fiecare am primit ceva de la el. Amin. Investiția asta este o investiție profitabilă. Dacă lucrezi numai pentru stăpân, la final câștigi. Amin. Că cine vrea să-și piardă viața, auziți ce a vorbit Domnul Iisus. Dacă tot vorbim despre pierdere și câștig, dați-mi voie să vă citesc cuvintele lui Iisus. Matei, capitolul 16, ascultați ce spune Scriptura, versetul 25. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Dar ce înseamnă, Doamne, asta? Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Poate să dea ceva? Păi dacă ai pierdut sufletul, ai pierdut tot, dragii mei. Și dacă se pierde viața asta pentru Domnul, este cel mai mare câștig. Te uiți la un bărbat veritabil, un predicator înfocat din biserica primară, cu numele Ștefan, care în traducere înseamnă coroană, a murit în mod dramatic la un proșcat cu pietre, chiar dacă și-a pierdut viața de vreme, vreau să vă spun, el a câștigat eternitatea cu Domnul. Știți de unde cred asta? În clipa morții s-au deschis cerurile pentru el. Nu pentru oricine se deschid cerurile. Dacă Ștefan a stat în picioare pentru Domnul cât a trăit, când a murit și Domnul a stat în picioare pentru el. Ascultă-mă, oricine ești în seara asta aici, dacă aici ai stat în picioare pentru Domnul, când închizi ochii pentru pământ și El stă în picioare pentru tine să te primească în glorie, mărire Lui în veci. Investiția pentru eternitate e o investiție primită, e o investiție profitabilă. Uitați-vă, dragii mei, cuvântul din această seară se îndreaptă spre noi și Domnul vrea să înțelegem că există o dată scadentă, când fiecare trebuie să răspundem când vine stăpânul de ce am făcut, că se notează în carte, nu numai faptele bune, și cele rele. Pentru cele bune să aducă răsplată și pentru cele rele să aducă pedeapsă și rușine în ziua aceea. Pentru că și omul ăsta care n-a lucrat a știut că se întoarce. Am știut că tu seceri de unde n-ai semănat. Am știut că te întorci și ți-ai permis să nu lucrezi. Știți cum a zis Domnul despre el? Rob viclean și leneș. Viclean, ai crezut că poți cumva să înșeli și leneș pentru că n-ai încercat să lucrezi nimic. Dar știți ce aș vrea în seara asta? Aș vrea să finalizăm într-o notă dominantă, pozitivă. Dacă tot vorbim despre o investiție pentru eternitate, să nu uitați, dragii mei, investiția pentru eternitate e o investiție premiată într-o zi. Când s-a întors stăpânul, a făcut evaluare și a rostit doar două cuvinte pentru robii aceștia. El la final poate să spună ori rob bun, ori rob rău. Așa s-a citit și în pilda polilor. Fie rob bun, fie rob rău. Fie viclean și leneș și finalul este unde-i plânsul și scârșirea dinților. Fie să fii premiat și să te primească într-o zi pe porți în cetate. Doamne, ajută-ne să fim printre cei premiați. Să nu ne zic într-o zi rob viclean și leneș, ci să ne zic într-o zi, așa cum scrie tot în Matei 25, dar versetul 34, auziți ce scrie aici. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, ajută-ne să fim acolo, Doamne. Acolo vor fi cei care au lucrat pentru tine când tu te întorci. Veniți, binecuvântații Tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită înainte de întemeierea lumii. Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu. Când va veni stăpânul pe norii cerului să ne dea răsplata, vreau să vă spun că ne va da mai mult decât ne-am gândit noi. Dacă Pavel, care a fost răpit în cer, a spus că acolo a auzit lucruri pe care mintea omului nu le poate pricepe, ochiul nu le-a văzut, ci a pregătit Dumnezeu în eternitate și în noul Ierusalim, sunt lucruri extraordinare. Ce har să ne ia din lumea asta mizerabilă, plină de păcate, plină de întinăciune, nu? Și să ne strămute pe străzi de aur în cer, unde totul va fi sublim.
Ajută-ne, Doamne, să lucrăm numai pentru Tine. Amin. Am avut ocazia, cu mai mulți ani în urmă, eram cu corul bărbătesc de la Vicovul de Jos la câteva evanghelizări în țară și l-am vizitat la casa din Sibiu pe Nicolae Moldovianu, cel care ne-a lăsat un repertoriu bogat de cântări, peste 7.000 de cântări. Și am constatat, dragii mei, că omul acesta l-a iubit pe stăpân din toată inima și a lucrat pentru el până a închis ochii. Știți unde l-am găsit la vârsta de 84 de ani? Avea o mână paralizată de la bătăile din temnițele comuniste, iar la pian mai compunea o cântare în cinstea stăpânului. Când băieții din corul Bucovina au cântat, el s-a ridicat în picioare din respect pentru stăpânul său și a zis: băieți, minunat de 100 de ori, mai cântați o cântare. Am pentru voi un sfat, zicea bătrânul, întotdeauna când începe slujirea prin cântare, poate ar fi bine să primiți și voi lecția aceasta, leviții, să obișnuiți mai întâi să aduceți o cântare de laudă și apoi celelalte cântări, pentru că zicea el, așa scrie, mai întâi cântări de laudă și apoi cântări duhovnicești. Ne spunea cu lacrimi în ochi cum a primit aceste valori inestimabile, cântări ce se cântă peste tot în lumea aceasta. Când m-au arestat comuniștii, zicea, și m-au aruncat în temniță, parcă și natura plângea cu mine. Afară era ploaie, era furtună, eu mă uitam printre gratiile acelea și Domnul mi-a dat o cântare, o știți și voi. Nu te îndoi, ci crede că după orice nor e un soare și mai dulce și mai strălucitor. Nu norul este veșnic, ci soarele acel ce învinge și rămâne stăpân în urmă el. O zis, dragii mei, acolo am primit cântarea. După ce am primit eliberare din temnița comunistă, zicea el, m-am dus și eu într-o duminică să votez ca cetățean al României. Numai că, atunci când am ajuns la masa aceea să-mi iau și eu buletinul de vot, tovarășa aceea, mai știți termenul, nu? M-a privit în ochi și a zis, tovarășul Nicolae Moldovean, dumneata n-ai dreptul să votezi. Dumneata ai fost condamnat pe criterii politice, ai luptat împotriva orânduirii statului, să părăsești sala imediat. Și a zis, dragii mei, aveam lacrimi în ochi. Ieșeam din sala aceea și în timp ce coboram scările, am auzit o voce, era stăpânul. A zis, m-a strigat pe nume. Pe numele cu care mă strigau cei apropiați din familie, Niculiță. Și eu m-am întors să privesc, nu era nimeni. Și am continuat și aceeași voce, Niculiță. Era vocea Domnului, tu ai ales odată, tu pe cine mai vrei să alegi? Și-o zis, dragii mei, pe scări la vot am primit cântarea, versuri și melodie, de la început până la sfârșit. Iisuse, dintre toți te aleg mereu, în orice zi și în orice clipă, că Tu ești viața sufletului meu și harul care mă ridică. Te aleg mereu, te aleg mereu, Iisus, Mântuitorul meu. Nu știu pentru cine ai lucrat până în seara asta. Ne-a convocat Domnul aici să ne vorbească prin aceste pilde și să ne spună că suntem chemați să lucrăm pentru stăpân și vremea de a lucra s-a scurtat. Cine-i chemat la cântare să mai cânte? Amin! Că s-ar putea să vină vremea că să nu mai poți cânta. Să fii departe de casă, departe de familie. Uitați-vă ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Uitați-vă ce se întâmplă în Ucraina. Am fost la o mormântare în Ucraina și m-am întâlnit cu un frate păstor care vine din zona Fierbinte, din zona Donețk.
a păstorit mai multe biserici acolo. Îmi spunea, frate, două sunt bombardate și sunt făcute praf, una cu pământul. Dar să știi că și acolo Domnul face minuni. Mi-a trimis o fotografie, o rachetă ce a pătruns prin acoperișul clădirii, s-a înfipt undeva în scena unde era corul, cum sunteți voi aici, dar n-a explodat. O zis localitatea mea, orașul meu, Volvonaha, de 30.000 de locuitori, este șters de pe fața pământului. Au mai rămas câțiva bătrâni acolo. Îmi arde dorul după ei, aș vrea să mă întorc dacă se vor liniști lucrurile. La dumneavoastră e liniște și pace să lucrăm pentru stăpân. Știți când este importantă biserica și casa lui Dumnezeu? Că nu mai poți fi în ea. Că fiii lui Core ziceau că sufletul tânjește de dor după curțile Domnului, că nu mai puteau fi acolo. Doamne, ajută-ne cât este ziua să lucrăm, că Tu ne-ai chemat să facem o investiție pentru eternitate. Și investiția asta este o investiție primită. Lucrăm cu ce am primit. Amin. E o investiție profitabilă. Cu El câștigăm. Amin. Doamne, ajută-ne să lucrăm cu spor în lucrarea Ta. Să ne ajute Domnul să ne punem la dispoziția Lui, să lucrăm cu dragoste pentru El, știind că după toată osteniala vine o dată scadentă când stăpânul se întoarce și mai știm că vine și ziua premierii. Pavel a crezut în ea. Era la Roma, procesul mergea în defavoarea lui și a mai scris o scrisoare lui Timotei, copilul său în credință, și a zis Timotei, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape, îți mai scriu o scrisoare și plec. Ce vrei să spui, Pavel? Urmează premierea. Eu m-am luptat lupta cea bună, eu am isprăvit alergarea, eu am păzit credința, nu religia, credința în Iisus și de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept, că Nero nu m-a judecat drept și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Știți ce vedea Pavel? Vedea ziua premierii. Dacă acolo a fost condamnat la pedeapsa capitală, el vedea judecătorul cel drept cum îl premiază, cum urcă pe podiumul de premiere, cum cântă imnul de stat al cerului și judecătorul cel drept îi pune pe cap coroană, că cei care lucrează pentru stăpân, când se întoarce, vor fi răsplătiți. Ce pot să vă spun la final tuturor, și celor mai tineri și celor mai în vârstă, spor în lucru Domnului pentru stăpân, pentru că nu este mult și cel ce vine va veni. A Lui să fie slava și cinstea astăzi și mâine și în vecii vecilor. Amin.